Polițiștii de frontieră au beneficiat de suportul tehnic și informativ al Departamentului de Informații și Protecție Internă Constanța. În urma perchezițiilor au fost indisponibilizate 5 autovehicule, dintre care două autoutilitare, a căror valoare ajunge la aproximativ 45.000 de euro, aproape 2.000 de pachete de țigări, 10.000 de euro și peste 140.000 de lei plus documente contabile. În continuare, polițiștii de frontieră fac cercetări sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de lângă Curtea de Apel Constanța.